Bine v-am regăsit, dragilor! În următoarele minute vă invit să aflați care sunt beneficiile plantei ciuboțica cucului pentru sănătate. Ciuboțica cucului sau Primula veris este o plantă erbacee, perenă, întâlnită în locuri umede, prin pajiști, fânețe, luminișuri de pădure, pășuni însorite, margini de pădure, din zona dealurilor până la etajul alpin. În popor mai este cunoscută cu denumirea de aglică, agliș, anghelină, calce, calță, cinci clopoței, ciuboțică mică, cizma cucului, țâța caprei sau țâța oii. În secolul al XVII-lea, celebrul botanist englez Nicholas Culpepper a afirmat că oricine a folosit apa distilată din ciuboțica cucului sau unguentul făcut din floarea sa, va deveni mai frumos. Chiar și William Shakespeare a fost atât de fascinat de frumusețea și beneficiile plantei, încât a imortalizat-o de 8 ori în piesele sale. În vremurile de demult, florile plantei erau foarte căutate și întrebuințate pentru remedii casnice. De la ciuboțica cucului se pot folosi în scop terapeutic florile, frunzele, cât și rădăcinile. Cuvântul primula vine de la diminutivul latinesc primus, adică întâiul, deoarece planta înflorește primăvara de vreme. Florile și frunzele se recoltează fără codițe în timpul înfloririi, pe timp frumos. Se pot consuma crude în salate, alături de alte plante și legume. Rădăcinile se recoltează primăvara de vreme sau toamna. Ciuboțica cucului are o mulțime de beneficii asupra organismului uman, fiind un component important al multor suplimente alimentare de calitate. Planta conține saponozide triterpenice, amidon, zaharuri, heterozide, ulei volatil, enzime, tanoizi, flavonoide, săruri minerale, beta-caroten și vitamina C. Are proprietăți emoliente, expectorante, antiseptice, sedative, sudorifice, calmante, cicatrizante și hemostatice. Ciuboțica cucului are diverse acțiuni asupra organismului uman. Planta conține vitamina C, care este esențială pentru întărirea imunității, curățarea organismului, creșterea rezistenței acestuia la infecții, combaterea atacului nociv al radicalilor liberi și accelerarea procesului de însănătoșire. În plus, are un efect relaxant asupra căilor respiratorii și a mucoaselor bronșice. De aceea reprezintă un remediu excelent pentru ameliorarea tusei, a răcelii și a gripei. De asemenea, poate stimula producția de transpirație, reducând astfel febra. Ciuboțica cucului inhibă eliberarea histaminei, totodată este potențial utilă în tratamentul astmului și altor tulburări alergice. Eficacitatea sa ca expectorant a fost documentată pe scară largă de-a lungul istoriei, de aceea cercetările actuale analizează utilitatea plantei în tratarea astmului și alergiilor. În medicina ayurvedică este utilizată pentru a combate alergiile și rinita alergică. Având efecte de relaxare și sedare, este eficientă în calmarea stărilor nervoase, anxioase și în insomnie. Planta echilibrează ființa interioară și îmbunătățește puterea de concentrare. Calmează migrenele și durerile de cap pe bază nervoasă, are un efect puternic asupra miocardului și atenuează tendința spre apoplexie. Este indicată în stările ridicate de stres și irascibilitate. Ciuboțica cucului îmbunătățește capacitatea de funcționare a inimii. În trecut era utilizată în remedii populare pentru a reduce coagularea sângelui. Cele două sunt esențiale pentru menținerea unui corp sănătos. Planta este un excelent remediu de întărire a nervilor și de tonifiere a inimii. Puțin știu că ciuboțica cucului este un tratament natural contra infertilității la femei. Compușii active ajută la tonifierea musculaturii cervixului, a consistenței mucusului cervical și la reglarea ovulației. În unele zone din Rusia este folosită ca vitaminizant. În plus, sprijină procesul de detoxifiere și curățarea elementelor toxice care pot provoca reumatism sau artrită. Datorită proprietăților diuretice, ajută la funcționarea bună a tractului urinar și a rinichilor. A fost adesea folosită ca o alternativă pe bază de plante în tratarea afecțiunilor renale și a infecțiilor tractului urinar.
Planta are o istorie foarte lungă de utilizare medicamentoasă și este deosebit de utilă în tratarea afecțiunilor care implică spasme, crampe, paralizii și dureri reumatice. Proprietățile antispasmodice ar putea fi utile în tratarea tremurului și pot fi chiar dezvoltate pentru boala Parkinson. Prin proprietățile sale unice de curățare, se spune că îndepărtează murdăria, provocând un aspect mai proaspăt și mai neted al pielii. Planta favorizează dezvoltarea normală a florei microbiene și ajută la îndepărtarea simptomelor produse de bolile diareice. Ceaiul se prepară din o linguriță de flori la o cană cu apă clocotită. Se pot consuma 2 căni pe zi. În funcție de nevoi, planta poate fi asociată cu cimbru, anason, lemn dulce sau eucalipt. Siropul din rădăcină de ciuboțica cucului se obține din o mână de rădăcină care se toacă mărunt, peste care se adaugă miere. După ce se macerează timp de 2 săptămâni, se administrează câte 2 lingurițe pe zi pentru ameliorarea simptomelor afecțiunilor respiratorii. Pentru combaterea hemoragiilor externe, calmarea și tratarea rănilor cu efect cicatrizant, se prepară o infuzie din 3 lingurițe de plantă la o cană cu apă clocotită. Cu infuzia obținută se aplică cataplasme calde pe locurile afectate. Chiar dacă ciuboțica cucului are beneficii semnificative pentru sănătate, poate prezenta anumite contraindicații și precauții care trebuie luate în considerare înainte de a utiliza planta. Consumată în cantități mari, poate provoca tulburări de stomac, greață și diaree. Totodată, pentru cei alergici la ciuboțica cucului, pot apărea reacții cutanate. Planta poate interacționa cu anumite medicamente, cum ar fi anticoagulantele, antiinflamatoarele nesteroidiene și diureticele. Persoanele care iau astfel de medicamente ar trebui să consulte un medic înainte de a utiliza această plantă. Rădăcina de ciuboțica cucului, din cauza efectului său ușor iritant asupra membranelor mucoasei tractului gastrointestinal, nu poate fi utilizată în inflamația acută a stomacului, a bolii gastrice și ulcerului duodenal, precum și după intervenția chirurgicală a tractului gastrointestinal. Planta nu este recomandată femeilor însărcinate sau celor care alăptează. Cam atât pentru astăzi, dragilor. Sper că aceste informații să vă fie de folos. Dacă v-a plăcut acest videoclip și vreți să sprijiniți acest canal, nu uitați să dați un like, să-mi scrieți părerea dumneavoastră în secțiunea de comentarii și să vă abonați dacă nu ați făcut-o deja. De asemenea, puteți distribui videoclipul pentru ca informațiile să ajungă acolo unde este nevoie de ele. Informațiile de pe acest canal au caracter informativ. Pentru orice problemă de sănătate, adresați-vă medicului dumneavoastră. Vă mulțumesc că ați fost alături de mine. Vă îmbrățișez cu drag și vă doresc toate cele bune!